Salutare toată lumea și bine la un episod de Minecraft. Nu vezi, nu pe serverul, pe PvP. Hai că merge mai bine, mă, doamne. Mi-am restartat și mi-am băgat câteva... Mi-am scos, de fapt, câteva programe din PC, că mergea foarte prost. Aveam 60 VPS-uri. De-abia prindeam 60 VPS-uri. Nu știu ce avea, dar am aparent prind înapoi 300. Am 300. 759, perfect. Deja, n-am mai postat, dar am zis să postez Minecraft din nou. Și m-a băgat tipul ăsta în FNS, în marele lui FNS, dar n-are șanse. Ia, cred că e bun așa. Cred că e bun. Păi de-aia mergeam în mie greu, că aveam render distance pe dat pe 18 și când no, ce faci, mă, boss? Ai, boss, ce faci, mă, bossuleică? Bă, bossuleică. Mi-a făcut un clanor, dacă nu știți. Un clan, pardon, de MKSG. Și o să... Oh, nice combo, dude. Și o să... Adică am deja și pe mcgamer.net, am făcut gen totul, puteți să dați, puteți să aplicați pentru clanul meu, deci adăugați-mă pe Skype-ul din descriere, cred că o să-l pun în descriere, sper să nu uit. Și aplicați pentru clanul de la titlul de la Skype-ul meu, l-aveți fix în titlul de la Skype-ul meu, clanul, adică link-ul de la clan, aplicați acolo, să facem clanuri în fiecare zi, bine că o să strângă membrii mai mulți, că noi suntem 4, mi se pare, dar trebuie să fim vreo 10 și rezerve, gen în caz de n-are timpul să joace, să joace și alții, știi? Și de trebuie să fie mai mulți. Deci avem aproape 500 de minori pe Spain. Deci super, super șmeche. Deși eu nu prea joc Spain așa de des. Hai să vedem tipul ăsta de cam bine el așa de fel. Băiatul, ce faci, mă? Ce faci, mă, băiețaș? Opa, de-aia m-a fost un hit bun acolo. Oricum, GG. Hai să vedem. Ce faci, mă? Ce faci, mă, tu? Hai, vino. Vino, mă, băiatule. Uop, stai că-mi prinde hituri unii și ele, mă. Stai că am avut un pic bulan aici cu boss pe mâna. Nu mai are șanse acum. O să-mi vină tastatura nouă. Câteva zile, văd eu când. Și o să fac și atunci un tur al camerei nou. De fapt, tur al biroului. O să-mi fac un tur al biroului nou. Să vină Razer, de aia, nu știu, de aia mecanică, Razer Black Windows, ceva de genul, nu știu cum se numește, dar știu că e una mecanică și e super șmecheră. Ok. No, GG, băiatul. Bă, stai că mă bate, bă, stai așa, nu că mă bate. Yep, l-am bătut. Da, nu pot să-mi împart timpul și la Minecraft și la CSGO, așa că tot CSGO e fratele meu. Fratele, what the f... N-a-s mort. De, tot CSGO-i fratele meu, dar jucăm și Minecraft așa din când în când, adică să filmăm o dată la o zi, două. Poate o să încerc să filmez acum, seara asta, mai multe episoade de 1v1 pe serverul Spain, PvP, și să postez în zilele săptămânii, gen, și în weekend, că în weekend vă dați seama. Bine, am bani deocamdată 7 zile, dar o să joc face și chestii de genul, deci, for fuck's sake, tot o să jucăm, tot o să joc, de fapt. Am două inimi și tipul ăsta fuge de mine. Inteligent, inteligentă mișcare. No! Yep. GG. 500 de euro aproape. Da, hai să jucăm pe la 500. Episodul ăsta. Mă apuc de Spain, serios. Adică vreau să fac gen top 1, dacă se poate. Dacă, sau măcar top 100. Hai măcar să zic top 100, că top 1 e foarte greu să ajungi pe primul loc pe serverul ăsta. Trebuie să joci 24 din 24, mă. Că ăștia tot joacă, vă dați seama, și n-ai cum să... 07. De vreau să ajung așa, top 10, top 100, nu știu, dar... Dacă am dat să top 1000. Am fost 10.000. Dar nu prea joc așa de mult din... Minecraft, dacă aș juca cu Minecraft cât joc și CSGO, știi? Chiar ar fi, ajunge. Cât am? Topul 7913, deci dacă mai câștig vreo 5 meciuri o să ajung în top și mai ridicat. Și mai scăzut, de fapt. Așa, hai să dăm un microdulez la băiatul ăsta. Deci vreau să ajung un top foarte ridicat, știi? Oare gen dacă ajungi pe primul loc, îți dă ceva sau pur și simplu ești pe primul loc, știi? M-a bătut băiatul. Chiar abar n-am. Mă gândesc că îți dă ceva de record premium pe serverul lor, nu? Sau nu știu. Chiar abar n-am, sincer, nu am văzut niciodată pe primul loc. Trebuie să și întreb admini sau ceva, sau să întreb pe un helper ceva dacă e pe server, știi? Să întreb care e pe primul loc. Stați, vedeți? 7000. Au, 80% rate-ul de win. Nice! Am pierdut mult la început. Nope. Am pierdut mult la început, știți?
Ia, m-am bătut. Am pierdut la început când eram, gen, nu știam să dau nici cu sabia măcar, știți? Și de-aia pierd foarte mult. Puteam să fac și 90%. Vreau să fac 90%, că dacă câștig mult acum, fac 90%, știți? Nu vezi că rația tot crește. Da, uite, de exemplu, cum e tipul ăsta, nici nu poți să-l nimerești. Să chem cu arcul. Uite, vedeți? Nici nu pot să... Uai, patru e încoaie. Tu glumești, mă, cum dă? Stai că m-am futut aici de tot. Nu, așa. Nu! No, tipul ăsta. Da, clar. Wow. Interesant. Aici avem ceva interesant. Specimen interesant. Vino cu, vino cu, vino cu. Nu, fugi, nu fugi. Yes, l-am luat. Stați, 467, e bun. Am mă spamează cu arcul, el crede că dacă mă spamează rezolvă ce... Dude, stai așa, stai! Ai, copil de 10 ani. Na. Mă bate că e prost, spamează arcul. Ai. Spammer. Și mă iau 5 minute. Ah, n-am crezut că mi-a mult 5. Bă, coaie! Nu mai spama panorama aia de arcă, nu mă bați în morții mătii. Nu mă bați dacă spamezi arcul mai mult, sincer. Uite, uite. What? Tipul ăsta de foarte ciudat. Yep, e mort. Mort, mort. Băiatul s-a prins un combo frumos, urât. Urât, că acum vezi că mor. Te rog! Nu, mă, 0,65, coaie! Zici mie de ce? Why? Băi, tipul ăsta e obsedat. A, bă, da mi-aș. Na, fraiere, na, fraiere, na. Așa mă spunează corpul. Na, fraiere, ce făcuși? Easy. Na, no, invers, așa. Ce făcuși tu, mare bestialule? Ești marele Ezi. Easy, nu, dar nu mă... Pai, boschetar, boschetar, boschetar. Yes, l-am luat. Cică for G-cheats. Unfair advantage, dar nici măcar, gen, de ce nu zice motivul de ce ți-ai luat ban, adică, la urmă, na. Bine, nu mi-am luat niciodată ban pe Spain PvP. Deci... Nici nu cred că îmi voi lua ban vreodată. A, de fapt, mi-am luat odată ban. Mi-am luat odată ban când m-am întâlnit cu un admin în meci care nici el nu știa, genera gen ăsta care am jucat eu acum și mi-a dat ban. Adică ceva gen ăsta a jucat, uitați-vă, ceva gen ăsta, deci de aia și mi-am luat ban. Dar nu am luat după aia ban dispute pentru că i-am arătat că cum joc și... Uite, vedeți ceva gen ăsta a jucat, vedeți? Și am prins așa un combo de la OP, băiatul, hai. Dar așa niciodată nu prea mi-am luat ban, știți? Cotarația mea. 81,0. Aveam 86, dar mi-a scăzut, nu știu de ce. Cred că am pierdut foarte mult. Na, așa mă spamează cu bow. Nu, băiatule, nu. Yes! L-am luat. Uite-l. Na, se dă bătut sau? Nu, se dă bătut. Cred că pot să facă ceva. A, oricum e easy. Așa, eu aveam 81,0, am 81,17, vedeți? Dar totuși e greu. Jeter. Am ce... Doare din mouse. Ok, să vedem tipul ăsta ce face el aici. Hai, boss. Cum e? Cine asta? Deci nu am văzut numele foarte bine, dar nu-i bai, nu contează, nu. Wa, wa, wa! Zici mie ce se întâmplă cu tipul ăla. What the fuck? Da, mă spamează cu arcul după ce care și hack-urile alea lui jegoase. A, nu are hack, nu are. Am crezut că are hack. Dădea cam ciudat, dar n-avea hack. Că dacă avea hack, dădea în mine în timp ce pus FNS-ul. Sau? Și l-a dezactivat. Chiar abar n-am. Dar după cum joacă... Uite, uite, vezi? Joacă foarte ciudat, dar foarte ciudat. What the fuck? După ce că eu am ping-ul foarte OP, mai dă și ciudat. Ia, tipul ăla dă foarte ciudat. Cool duck, nu știu, să-i dau help, nu-i dau cu aia. Mai e și player de ăștia nebun care joacă de 24 din 24 și... Dai, m-am pus mâna de la atâta jitter. NO! NO! Marș! Nu, no, am spus că oricum, dacă mă ia, sunt mort. Bă, dar dă-te în măta de ratat, coaie. Stai și tu chill cu arcul. What? Și că lol, mai zici și lol. Și crezi că nu te-am văzut, mă? Mama, mi se fute mouse-ul la cât apăs pe el. Nu! Să mor tu că nu poți să... Să mor tu că nu poți să-l nimeresc. Ai, bă, coaie, 0,1, mă. Cică, gâfă, gâfă, coaie, ce înseamnă gâfă? Good fuck, ce? Wow. Hai că mi-o...
La un moment dat se obosește una, știți? I'm lazy. Se vede că ești lazy. La un moment dat se obosește una de la atâta jitter și de-aia tipul ăla chiar e lazy. Ma. Bro, ce faci, bro? Ioi, ce lag. Da. Cel mai de căcat, cel mai de căcat FNS dude. Bă, la sabie nu erau tipul, dar FNS-ul ăla a fost un shit acolo, nu știu ce a vrut să facă cu el. Nu știu ce a vrut să facă el de fapt acolo, dar FNS-ul ăla a fost un shit, un mare shit. Yep, GG, nu, am făcut acolo, am vrut să-i dau un rod, nu știu de ce, după ce am prins combo, am vrut să-i dau rod. De ce? Am prins combo pe la una, ce mai da rod, știi? Nu contează, say some shit, say, de fapt, same shit, dar na. Contează că la... What? Looking for what? Cum dă tipul ăsta? Da, cred că tipul ăsta e hacker, pentru că dă... A, nu e hacker, sau? Da, e hacker. Dude, nu poți să ieși el. Pop looking... Kill aura. Ara, kill aura. Știi care e faza? Gen... Și dă să dea de la puține blocuri, cred că așa e, nu? Că dădea, gen nu putea să-l nimerez, dude, adică a dat de la puține blocuri, dar nu știu de la câte blocuri dă un player normal în Minecraft, știi? Na, bosulica. Ești nouă, bro, ești nouă, bro. Yep, GG. Na, să cerem asta, și lăgui drop, băiatul. GG ten. Ador skin-ul ăsta meu de Kaneki. O zi, mă ador. What? Vine prea YOLO pentru un player fără care să n-aibă pur și simplu nimic, dar n-are oricum, dar vine prea YOLO, știi? Uite, acum s-a văzut că e prost și pierde și mă spamează, cum să vezi? Vine, a vrut să mă spameze, dar s-a hotă. Da, tipul ăla chiar are hack, avea antic knockback. Sau? Sunt eu prost? Chiar nu știu, dar am văzut că nu-și lua damage, deci... Adică nu-și lua damage, nu-și lua knockback, deci eu zic că are antic knockback. După meciul ăsta o să încheiem și noi filmarea, bă, fraților. Yep, o să încheiem filmarea și noi. Deci mă doare mâna. Fuck, are you doing power shine? Eu fac bine, mă, tu. Yes! Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Mult vs. Noob pe serverul pe PvP. După cum hai să ne apucăm, serios, deci acest server, pentru că chiar îmi place, sincer, chiar e foarte, foarte epic serverul acesta. Deci, bă, fraților, să vă pun mai bine pe scaun. Sper că v-a plăcut acest episod. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!